Tadi? Da, zi. Bună seara și bine ați revenit, că da, la profa n-ai cu probleme de matematică la geometrie și algebră. Da. Bine, mă, așa face. Pentru teză. Deci, vreau să facem un teză. Pentru teză. ABCD, un trapez. Cu ale de 54 cm pătrate. Încep cu desen, da. Da, ABCD, un trapez. Un trapez oarecare, da. Ce faci? AB paralel cu CD, 126. AB paralel cu CD. Ai făcut desenul cumva? Da, la da. Păi bine așa, baza mare cu AB? Da, da. AB, AB paralel cu CD. Da. M e în mijlocul lui AD. M în mijlocul lui AD. AD. AD, da. Da. Aflați ara triunghiului BCM. BCM, dați BCM. BCM. Întrebarea mea este așa. Dacă am duce mijlocul lui CB, Da. Dar tu, după simțul tău matematic, da. Astea sunt congruente? Da, care? Nu, la ari mă refer. Echivalente? Da, echivalente. Măi, dar zic că echivalente, ți-am mai spus. Da. Eu, ari, exact. Egal, egal, nu pot spun. Deci, cât vorbești chestia asta, dacă sunt sau nu echivalente, rămâne următoarea întrebare. Dacă am un trapez, că problema așa l-am pui, într-un trapez oarecare, o diagonală duce în parte trapezul două triunghiuri echivalente? Așa ar fi întrebarea. Păi am căutat toate lucrurile și nu spun nimic de asta. Păi hai să încercăm dacă e adevărat sau nu. Și tu te frumos cu problema asta. Hai să o lămurim. Dacă e adevărată, să o zicem, da, e adevărată. Dacă nu e adevărată, să nu mai te stresezi cu chestia asta. Dacă niciodată. Deci un alt trapez. Un alt trapez. Problema ei este asta. Dacă se întâmplă triunghiul ăsta și cu ăsta să fie echivalente. Eu n-am făcut problema, am dat ca și cum ar fi echivalente M, A, B, cu M, N, B și da, Irina, urmărește. Deci are asta să fie echivalente cu ăsta. Da. Are ele ce să fie egale. Uh-huh. Tu ce spui? Asta te interesează, Mirona? Da. Nu. Dar uite, dacă l-ai făcut altceva. Nu e adevărat. Păi, eu acolo asta vreau să știu. Păi asta vrea. Dar nu este. Deci eu am redus problema ei la asta de aici. Într-un trapez oarecare, dacă duci o diagonală, să răspund la întrebarea că astea două sunt echivalente. Bunul simț al tău matematic, bine dezvoltat, ce părere ai? Ce spuneți, bunul simț? Că e adevărat? Nu. Și putem dovedi că nu e adevărat. Pentru că area acestuia ar fi baza ori înălțime. Iar area acestuia în altă este baza ori înălțime. Altă bază. Baza mare... Deci cum aș rezolva problema asta? Păi, urmează să ne punem mintea la treabă, dar nu merge... Dar așa am vrut să faci, dar exact pe aceeași treabă la ceasă. Mă, noi am mai vorbit. Știu, dar altfel nu. Gata, ne ocupăm de ea, dar ca să înlăturăm din cap ideea asta. Niciodată, dragilor, niciodată într-un trapez, niciodată, prin ducerea unei diagonale, nu se întâmplă ca ariile celor două să fie egale. Triunghiuri nu sunt echivalente, pentru că asta este baza mică ori înălțimea. Și are baza mare. Baza mare ori înălțimea. Ar trebui ca baza mare să fie egal cu baza mică. Și asta se întâmplă într-un dreptunghi. Într-un dreptunghi? Unde se mai întâmplă? Într-un paralelogram. Într-un paralelogram, într-un pătrat? Iată un paralelogram. Este foarte tare. Da. Într-un paralelogram. Da? Într-un paralelogram, prin ducerea diagonalei, să obțin două triunghiuri chiar congruente. Congruente, corect. Chiar congruente. După la fel și da? E altă poveste aici, când e vorba de un paralelogram. Dar într-un trapez, nu. Mihaela, Miruna, dacă mergi pe stradă și găsești pe cineva care spune că e adevărată chestia, spune, nu e adevărat. Am eu motive. Știu ce. Bază mare cu înălțimea, bază mică cu înălțimea. Nici vorbă. Așa, și ce demonstrezi în problema asta? Că area lui BCM. Aria lui BCM? Da. BCM. Deci ne avem așa, că ABCD este trapez cu area de 54 cm pătrați. Deci aria lui ABCD. B. Deci egal cu 54 de cm
pătrați. Centimetri pătrați. Și bună meu, simt să-mi zice că ăla e jumătate din pătrați. Și mie. Hai, vin. A, B, paralel cu CD. A, B. Paralel cu CD. A, B. Paralel cu CD. M este mijlocul laturii AD. Am văzut. Am văzut, deci, aflați al trunchiului BCM. A, M, congruent cu... cu M... M... D. D. Să repărtăm aria... lui BCM. Trunchiului BCM. BCM. Paralel cu BCM egal cu aria lui M, D, C, minus M, A, B. Da. Și dacă noi știm că în trunchiul C, M, B, M nu este mediană, da, adică M, N, B e congruent cu M, N, C, dacă ar fi M, N, B cât M, A, B și M, D, C cât M, C, N. Deci când ai spus că, că aria trunchiului C, M, B e de două ori aria unui trunchi de acela, te-am înțeles de ce. Aria. Aria, nu că sunt triunghiurile astea congruente. Da. Aria. Da. Triunghiurile acestea sunt echivalente. Asta vezi, da. Da. Bun. Și că... zic, Alin. Că... tu ce ai vrut ai, pe partea aceea, nu ți-a ieșit că ai folosit o chestie ca asta, ar fi cât asta așa. Lasă-te gândești, nu? Deci am dovedit acum că asta nu e cât asta. Am discutat asta. Nici asta nu e cât asta, da? Ele sunt echivalente ca aria. Dar nu poți spui că aria asta... dacă ar fi după tehnica ta, asta cât asta, asta cât asta, asta cât asta, adică asta de sus cât asta de jos, nu. Are trapezul e A, B, C, D, minus D, M, C, egal cu C, M, B. Deci are trapezului A, B, C, D. A, B, C, D. Minus D, M, C. Minus D, M, C. Da, și minus B. Și minus B. Da, trebuie să scazi și pe acela. Și minus B. Da, da. Așa. Așa, și? Și zi mă din aia. Deci el spune bine, aria triunghiului e C, M, B, da, e din tot, da, minus aria triunghiului și costă da, deci. Da. Și nu ai încercat să scrii chestia asta? Am scris-o. Ia să o scriu și noi. Ia să o scriu și noi. Deci, aria lui cui? A lui A. ABCD. ABCD. Da. Este egală... aria lui D, M, C. Aria lui D, M, C. Da? Aria lui D, M, C. Plus M, A, B. Aria lui M, A, B. Plus aria lui M, C, B. M, C, B. Ei, echivalent poate să zice că... aria lui... asta o știu deja, 54 ca să mai percep. Da. 54. Egal cu... aria lui D, M, C. Mă că... aria D, M, C, dar să o scriu cât aia lui D, M, C. E D, C, D, C, ori H pe 2. Ori H, jumătate din înălțime, că e la mijloc așa, da? Da. Deci, ori H, H a trapezului, da, supra 2. Pe 2 și supra 2. Și totul supra 2. Da. Că baza ori înălțimea supra 2 are noi trunchi. Pe baza ori înălțimea tot, deci H pe 2 iarăși. Și H pe 2, pe înălțimea lui din toată, asta e H. Da? Și pe 2 te împărțit în 2 din urmă. În linia întrucea împărțit înălțimea toată în 2. Deci, de ce ori H pe 2 supra 2, plus aria lui M, A, B, care înseamnă A, B, ori H pe 2 și supra 2, plus aria lui M, C, B. M, C, B. Echivalent cu a spune că aici poți să spun echivalent cu 54 egal cu DC ori H pe 4 plus AB ori H pe 4 plus aria lui M, C, B care sucede echivalent cu 54 este egal cu de ce H pe 4 poți să scoți un factor comun? H pe 4 pe lângă de ce plus AB, nu? Și egal mai de plus aria lui MCB. MCB. Echivalentul.
Hai să scrii și area trapezului ABCD. Cu cine ar fi egal la area trapezului ABCD? Area lui ABCD, loc de... Baza mică ori baza... Baza? Baza mică plus baza mare ori H totul pe 2. Exact. Deci baza mare AB plus DC totul înălțimea ori H pe 2 egal cu AB plus DC AB plus DC ori H pe 2 ori 1 pe 2 era pe 4. Da. Nu, era totul supra 4, H pe 4. Da. Deci H pe 2, totul pe 2. Și plus area triunghiului, plus area triunghiului MCB. E bine, se vede foarte clar că pot duce totul în membru stâng. Că AB plus CD, H pe 2, AB plus CD. Pot să zic, pot să înlocuiesc acum asta, că e tot, tocmai are 54. Deci ce urmează acum? 54. Ca să fie clar. Este egal cu 54 pe 2. Nu? Da. Plus area lui triunghiului MCB. MCB. Triunghiul este foarte simplu, că ducem totul în stânga și area lui MCB, area lui MCB, este egal cu 54 ori 2, 2 ori 54, minus 54. Adică 54 pe 2. 27. Știți care e problema? Că dacă făceam mână B egal cu mână A, tot 27 de lei. Păi tot înseamnă, dar nu este rezultatul acela care se impune, da? Deci nu poți să spui. Doar atâta putem acum. Ne-e clar un lucru. Că area triunghiului MCB este jumătate din area triunghiului M, din area trapezului. Deci, cu alte cuvinte, tot timpul când se întâmplă ca să facem un triunghi, folosind una din laturile paralele și cu vârful în mijlocul celelalte, area triunghiului acesta este jumătate din area acestea. Dar nu înseamnă că este 200 echivalente, este 200 echivalente. Nu, mă duci în greșeala aceea. Astea 200 echivalente ca area, e mediana. Dar asta cu asta și asta cu asta, nu. Adică doar că astea două adunate fac cât ăsta de aici. Dar vezi că ți-am dat concret exemplu și am spus, nu mai te poți păcăli. Deci la trapez nu când dă, când dă același rezultat, e altă poveste. Dar acum ai înțeles că prin diferența asta, din tot mare, rezultă ăsta de aici care e jumătate din ăla. Da? Deci asta e clar acum? Bun, dacă nu ți-e clar, să mai explic eu acasă. Am altul, chiar eu. Da. Nu se schimbă, dacă e secundă. Trebuie să facem la gen. O să facem imediat, Miruna, ai răbdare. Ora asta facem ce nu înțelegem. Da? Și la aceea facem și tema noastră. Și vă explic, doamne, metodul ăla de doamne. Repede, doamne. Hai, 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 deci, să clarificăm, nu mai mergem niciodată cu chestia asta, Miruna, da? Miruna, da, eu când spun Miruna, eu spun tuturor celor care ne privesc. Deci, este o greșeală. Voi, de foarte multe ori, se întâmplă să luați o informație și o luați ca pe un rezultat pe care să-l folosiți în altă parte, în altă problemă. Nu e corect. Totul trebuie argumentat, totul trebuie justificat. Că se întâmplă să dea acel rezultat, asta e altă poveste. Hai, credeți că trebuie să vorbim. Ia, lasă și la fel scrie așa, știi cum am zis eu, dar... Ce scria? Că e 27? Nu, scria că e egal alea două. Că sunt echivalente, așa scrie la sfârșit? Da, da, nu mai are. Da, am arătat, mă, dacă am demonstrat. Eu nu am zis așa, pe cuvântul meu că e de adevărat. Exact. Și am arătat așa, cred. Ca și cum ar fi baza mare, egal cu baza mică. Da, ce? Da, zicem. X ori 3 la 2004 X ori 3 la puterea 2004 este egal cu 3 la puterea 2004 minus 1 împărțit la minus 1 într-o paranteză aha. Împărțit la
deschideți o altă paranteză, 1 plus 1 supra 3, 1 plus 1 supra 3, da. Plus 1 supra 3 la a doua, plus așa mai departe, plus 1 supra 3 la 2003. Gata, tu doar. Am scris de trebuie. Mulțumesc! Eu cu mama am lucrat în lecțiunea 1, dar... Păi tocmai de asta și lucrăm. Și noi am avut ideea 1 plus 1 pe 3 plus 1 supra 3 la a doua plus 1 supra 3 la 2003 să-l luăm deoparte. Da. Acea sumă. Simplificăm cu 1 pe 3. Deci, hai să notăm suma asta deoparte. Yes, egal cu 1 plus 1 pe 3 plus 1 pe 3 la a doua plus 1 pe 3 la a treia. Plus și mai departe, plus 1 pe 3 la puterea 2003. Să ne amplificăm cu 1 pe 3. Să ne amplificăm totul cu 1 pe 3. Da. De ce? Ca să scăpăm de 1. Da. Să avem 1 pe 3 plus 1 pe 3 la a doua, ca apoi să minus S, sau apoi să facem minus S. Că aceea o să ne dea 3S. Gata, am înțeles. Ca idee, ești aproape, foarte aproape de stilul de lucru, dar motivația trebuie să fie alta. Adi? Amplificăm totul cu 3. Tu spui totul cu 3. Dacă amplificăm totul cu 3, tu păstrezi ca amintire o tehnică de lucru, aceea din negeștile din urmă, care... Zite-o. O secundă, o secundă, trebuie să le spun da? Lui. Cu Teo, cu... Deci el spune să mulțim cu 3. Miruna a spus să mulțim cu 1 pe 3. Ca să ne înțelegem și să nu mai apară de spune. Pentru că nu avem 3 plus 3 pe 2 plus 3 la 3 plus 3 la 2003. Avem... Da. Și el se va apăra pe de tehnica de lucru. Dar ca să ne înțelegem, uitați așa. Dacă v-aș pune să calculăm suma IS, egal cu 1 plus 3 plus 3 la a doua, plus puncte, puncte, plus 3 la puterea 100. Aș aplica 3. Am amplificat totul cu 3. Tu vrei să spui altceva? Mai ce să vezi ce ziceți dumneavoastră. Da, dar ai o altă idee, probabil. Încerci. Să vedem. Deci, mulțim totul cu 3. Ce motiv ai ca să spui asta, Miruna? Că stăm acolo 3 la puterea 100. O să am 3 la puterea 100. Nu. Mulțim cu 3 pentru că... Ca să am 3S. Observăm foarte repede că aceiași termeni, același număr de termeni sunt, da? Același număr de termeni. Dar înmulțit cu 3 și în stânga și în dreapta, ei se translează un pic. Vine 3 ori 1, 3. În loc de 3 la 1, parte 3 la 2. În loc de... Da? Asta este... Asta se întâmplă. Deci, echivalent. Înmulțim deci cu 3 în ambii membri. Dacă ar fost 4 la 1, 4 la 2, 4 la 3, 4... Am și înmulțit cu 4, da? Iată cu 3 fac chestia. Așa am acum 3 ies egal cu 3 ori 1, 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus puncte, puncte plus 3 la 100. 101, pardon, da. Așa? Deci 101, corect. În față cine s-ar afla? 3 la 100. 3 la 100. Puteam să las așa și plus 3 la 101, da? Cădem în S. Nu, și tăiem pe cei de sus cu cei de jos. 3S minus S. Cei de sus cu cei de jos. Da, este scădere, dar ca să placă ochiului și mai bine, observăm că nu-l avem pe 1 aici. Rămân ultimul și primul. Scrie minus S. 3 din 3S egal cu 3 plus nu știu ce, scrie minus S. Da, dar vreau să insistăm un pic, Miruna. Lasă-mă un pic libertatea să spun așa. Sesizăm că este aproape suma de mai sus, cu excepția ăstuia, dar nu-l are pe 1. Neavându-l pe 1, adunăm un 1 în ambii membri. Deci adunăm un 1 în ambii membri a egalității și egalitatea devine 3S plus 1 egal cu 1 plus 3 plus 3 la a doua plus 3 la a treia plus și mai departe plus puncte, puncte 3 la puterea 100 și plus 3 la puterea 101. Și acum observăm că toată bucata asta toată e construită în membru drept, este iesul de la început. Da? Este iesul de la început. Și îl locuim. Și apare echivalent cu a spune că 3s plus 1, 1 egal cu iesul plus ultimul element. Plus 3 la puterea 101.
Și în clipa asta, de acum e calcul algebric. Suntem în clasa a 7-a, nu mai stăm pe gânduri. 3 s minus s, adică 2 s. 2 s. 3 la 101. Minus 1. Iată un s. 2 s. Pe unde s simplu, va fi 3 la puterea 101 minus 1, supra 2. Totul supra 2. Da? Ei, dragilor, nu încerc să memorez formula, că eu v-aș putea da și formula, calcul la suma asta. Ea este una cunoscută ca în teoria matematică. Dar eu vreau să vă arăt tehnica de lucru pentru nivelul clasei a 7-a. Pentru că, dat fiind faptul că am decalculat această sumă, dacă ar fi fost cu 1 plus 4 la 1 plus 4, mulțeam cu 4. Ca să se poată lucra 4 la 1 ori 4, și 4 la 2, 4 la 2 ori 4, 4 la 3 și mai departe. După care mă uit, dar s-a modificat. Am aproape tot, dar nu se știe 1. Atunci adun un 1 la ambii membri. Și ia ce devine 3S plus 1 egal cu S plus 3 la puterea 2001. Și am dus un S în stânga, am scăzut un S. Iată, S-ul este în final 3 la 2001, la 1101 minus 1. Aceeași chestie este și aici, numai că aici nu e vorba de 3, ci 1 pe 3. Da? Observația făcută de voi a fost foarte bună. Deci o să mulțim ambii membri cu 1 pe 3. Și ea devine, prin înmulțirea cu 1 pe 3. Da, înmulțit, da? Înmulțit cu 1 pe 3. Și bine, 1 pe 3 ori S, egal cu Miruna vorbește. 1 pe 3 plus 1 pe 3 la a doua, plus 1 pe 3 la a doua. Deci e la a doua, că e 1 pe 3 ori 1 pe 3, da? Da, puteți zice și 1 pe 3 tot la a doua. Sigur că da. Ca să fie pentru ochiul tuturor, hai să spunem așa, a doua, plus 1 pe 3 la a treia, plus... Plus Anca, plus puncte, puncte. La 2003, 2004. Nu, la 2003 și după aia pe plus 1 la... Corect, 2003 plus 1 supra, că este ăla din față, Miruna. Da. Plus 1 supra, la 3 la puterea 2000. Da, era pentru că descriem... Da, era pentru că descriem paranteză, de-aia. A, așa. Și... Am înțeles, m-a sancționat, gata. Da. Și 1 la 2003 plus 1 pe 3 la puterea 2004. Echivalent cu. Acum mă uit sus, mă, ce chestii. Plus 1. Aproape, unul lipsește și de aceea adun un 1 în ambii. Și el devine, relația devine adi, devine ce? Devine 1 pe 3, nu, 1 pe 3 S plus 1. Așa, 1 pe 3, vorbește. Egal cu 1 plus 1 pe 3 plus 1 pe 3 la 2 plus 1 pe 3 la 3 plus și așa mai departe plus 1 pe 3, 1 pe 3 la 2013 plus 1 pe 3 la 2014. 2003 și 2004. Plus 1 pe 3 la 2004. Ei bine, toată bucata asta de acum o recunoști că e suma de înainte. Asta de sus. Și apare echivalentul. Hai, te rog. 1 pe 3 plus 1. Sau S pe 3, cum zice Miruna. S por 1 faci S. S pe 3 plus 1. Egal cu S. Egal cu S. Plus 1 pe 3 la 2004. 2004. Și... Ies o ducem în stânga, da, nu? Da, adică ies pe 3 minus ies. Ies supra 3 egal minus ies. Egal cu 1 pe 3 la 2004 minus 1. Echivalent. Minus 2 ies. Minus 2 ies pe 3, aia și-am verificat, da? Minus 2 ies pe 3 este egal cu 1 supra 3 la puterea 2004 minus 1. Echivalent. Ce am putea face acum? Am plificat cu 3 la 2004. Aici am plificat cu 3 la 2004 și vine minus 2 S supra 3
egal cu 1, vorbește Adi. Egal cu 1 supra... 1 minus? 1 minus... 3 la... 2004. Așa. Totul supra... Supra 3 la 2004. 3 la puterea 2004. Echivalent cu... Noi căutăm să-l găsim pe... Amplificăm o prima cu 3 la 2003. Cu 3. Nu mai amplificăm, nu mai mulțim cu 3 și Miruna. N-are rost, că noi după ies. Amplificăm cu toate astea, împărțim după aceea, pierdem timp. Deci mulțim numai cu 3, că să-l găsim pe ies când împărțim la minus 2. Da? Deci de aici rezultă Călin. Călin, nu? Da, scriem că... Minus 2 ies. Minus 2 ies. Egal cu Călin, cu 3 pe lângă. 1 minus 3 la 2004, supra 3 la 2004. 1 minus 3 la puterea 2004, totul supra 3 la 2004. 3 la puterea 2004. Și fiindcă nu-mi place, că e minus 2. Amplificăm cu minus 1 aici, la bară. Da, e toată egalitatea, înmulțim cu minus 1. Sau, dacă vrei deodată, împărțim cu minus 2. Că prin împărțirea sau înmulțire, nu semnul se schimbă în ambele. Deci rezultă că yes va fi egal cu 3 ori 1, 3. 3 minus. Hai să și mulțim, Miruna. Sau dacă nu vrei să mulțim, simplificăm pe 3 deci cu 3 la 2004, da. Mai e corect. Și face 1 minus 1 minus 3 cu 3 la 2004 și face aici 2003, va fi 3 la 2003. Și atunci vine yes egal cu 1 minus 3 la puterea 2004 supra minus 2. Atenție că minus 2 vine jos. Minus 2 ori 3 la puterea 2003, da? Minus 2 ori 3 la 2003. E ori, acolo, nu? Deci e ori aici, da. E multe ori fugă, dacă nu scriem, se subînțelege asta. Nu se mai aude? S-aude. Da. E bine, minusul de aici, Adi, minusul de aici, îl ducem în față aici și schimbă semnul tuturor. Uh-huh. Da? Minus de aici, la numitor, e un minus 1, dacă vreți. Și minus 1 ori 1 face minus 1, minus 1 ori minus de aici face plus 3. Deci o să scriu pe asta, egal mai departe. Egal cu 3 la puterea 2004 minus 1, totul supra 2 ori 3 la puterea 2003. Ăsta este rezultatul lui yes. Încă o dată. Exact. Încă o dată spun. Deci aici am aplicat cu minus 1. Deci pe minus 1. Da, aici am aplicat cu minus 1. Mirula, minus 2 este scris ca minus 1 ori 2. Minus 1 ori 2. Da. Și minus 1 ăsta l-am dus sus. La numărător. Deci am amplificat fracția cu minus 1, nu? N-am amplificat fracția cu minus 1. Că dacă mulți... Prima parte. Deci partea a doua, membru drept. Uh-huh. Și minus 1 ăsta l-am dus sus. Ori la numărător, ori la numitor, nu? Se pune. De data asta l-am dus la numărător și vine minus 1 ori 1 face minus 1. Și minus 1 ori minus... Da? Minus ori minus la mulți face plus. Și vine 3 la 2004 minus 1 supra 2 la... Minusul de jos l-am băgat sus, da? La numărător. Ce devine egășițul? Devine așa, x. Deci egășițul devine x ori 3 la puterea 2004 egal cu 3 la puterea 2004 minus 1 înmulțit cu toată suma găsită de noi. Deci împărțit acolo, nu? Da, da. Atunci, mulțit cu răsturnată acestea deodată. Da? Poți să zic că mulțit cu inversa acestea. Da. Inversa este 2 ori 2 ori 3000 3 la puterea 2003 supra 3 la puterea 2004 minus 1 și ia uitați cât de elegant. 3 la 2004 minus 1 cu 3 la 2004 minus 1 nu? Se simplifică. Putem împărți membrii cu 3 la puterea 2003
avem și în stânga și în dreapta egalității, a egalului de aici, rămâne doar x egal cu 2. Da? Rămâne doar x egal cu 2. 3 ori x egal cu 2. Da, 3 x egal cu 2. 3 ori x, da, iertați-mă, 3 ori x, da. Aici e 2004, aici e 2003. Uh-huh. Și vine 3x egal cu 2, de unde rezultă că x egal cu 2 pe 3. Hai să vedem ce a fost în exercițiu. Ce a scos exercițiu? La spate nu dau așa și de aici n-am dus. Să fii sănătos, e o greșeală acolo. Da, 2 pe 3 am obținut și eu, dacă n-am văzut cum îmi dă cu spatele. Da, faptul că suntem tentați tot timpul să vedem să rezultatul de la sfârșit și te întreb de ce nu. Da. Deci, ideea de lucru a fost calculul acestei sume. Important lucru. Deci să știi calculul acestei sume. Tehnica. Să mulțești exact cu cât crește 1 pe 3, 1 pe 3 la 2, 1 pe 3, cu 1 pe 3 ambii membri. În general cu A, deci dacă ar fi vorba de calculat S egal cu 1 plus A, plus A pătrat, plus A la A 3A, plus și mai departe A la puterea 1000, să zic. Ei bine, tehnica de lucru este asta, să mulțim cu un A în ambii membri și vine A ori S egal cu A plus A pătrat, plus A la A 3A, plus puncte, puncte, plus A la 1001. Și scădem un 1, adunăm un 1 din membrii, adunăm un 1. Deci v-am pus acum algoritmul de lucru la calculul acestei sume. Și vine A 1 plus, sau A ori S plus 1, egal cu A, adică 1 plus A, plus A pătrat, plus A la A 3A, plus puncte, puncte, A la 1001, plus A la 1000, A la 1002. Asta este tocmai până aici este IES-ul și totul merge perfect. Da? Da, da. De acolo lucrurile merg. Depinde de A, depinde de A. Nu! Sus nu, jos nu, bădă. Și dă-te. Mama, nu trebuie să-mi vezi formule, e simplu. Da. Numai tehnică, algoritm. Exact. Și asta l-ai înțeles. Înțeles. A la 1 zăpăcet cu firmă, nu știu, da. Plus A la 1 zăpăcet cu ori, vede. Știți, de la un loc încolo trebuie să avem și siguranța. Da, e adevărat. Eu ce vă obișnuiesc tot timpul? Vă obișnuiesc să nu luați de bun tot ce se întâlnește. Iată că Miruna a mai făcut odată chestia asta. Dacă niște rezultate undeva le-a prins, vrea să le ia ca niște axiome, niște adevăruri pe care să le vreau valori și în alte chestii. De ce cu aria aceea, Miruna, și am mai avut o discuție tot așa, nu știu de unde, nu mai amintesc când, dar cert este un lucru. Totul trebuie trecut prin prisma ce înseamnă raționamentul tău. Trebuie să înțeleg. Eu nu vreau să înghit mecanic. Eu trebuie să înțeleg totul. Iar tot ce este dat așa, niște rezultate, pus și niște rezultate greșite, niște evreuri. Păi da, avem pe dumneavoastră, spatele ne... Da, dar uneori vă dați de bătaie de cap, da, pentru că voi, punctul de sprijin al vostru, am ajuns la rezultate, înseamnă că am lucrat bine. Vă dați seama, exact. Da. Mai ales la cât am lucrat, vă dați seama ce era în capul nostru, noi cu finalul, repede. Știți? Da. Bun. Acum am o problemă la geometrie, dau și temă la algebră. Care nu înțeleg. Care nu, trebuie să le explicați dumneavoastră că nu înțeles teoria de la Zimierna, de la ce pagină? Am pus M. De la algebră, nu? Facem încă algebră și vedem la geometrie. Deci, nu știu acum e casa. Așa. Numere reale, aproximări le-a predat. Da, n-am înțeles nimic. Nu înțeleg de ce e aia aproximări. Și au exercițiu de 4 de la pagina 42. E adevărat, da? Nu înțeles nimic. 4. De la pagina cât? De la 42. 42. Extrageți rădăcina pătrată cu aproximație de o decime prin lipsă din următoarele numere. Cum adică? Așa. Vedem, eu trebuie să gândesc și eu că, băi, Adi, tu m-ai văzut vreodată când dau răspunsul pe loc? Da. Nu mă dau, nu dau. Trebuie să analizez și eu ce vrea să spune chestia. Deci, extrageți rădăcina pătrată cu aproximație de o decime prin lipsă din următoarele numere. Amic. Radical din 128. 128.
Hai să extragem din radical. Eu n-am lucrat. Asta, o zecime prin lipsă. Întâi să extragem radical. Să vedem numărul care apare și până. Facem grup parte câte două. Așa știm să facem noi, nu? Ne închipuim că aici așa e virgula după și punem și două zerouri și patru și șase și opt câte vrem, da? Și cine mă conduce, Tudor? Prima grupă este 1, da? 1, da. 1 avem, 1 ori 1 de 1. Da, 1 ori 1 egal cu 1. Coborâm pe 28, îl dubăm pe 1 ori 2. 20 și cât ori cât de 28? 21. 21. Că dacă zic 22 ori 2, fac 40, da? Da. 21 ori 1. 21. 700. 700. 21 și pe 1 îl pun sus, după care pun virgulă. Da. Înainte de a cobori cele două zerouri, neapărat trebuie să fac asta. 722 avem acum. 22 pentru că 11 dublat face 22 sau 21 și 1, tot 22, același lucru. Da, 223 ori 3. Deci 3, da? 3, sigur. Ori 3. 3 ori 3, 9, 3 ori 2, 6, 3 ori 2, 6, 1, 6 din 9, 3, nimic, 31, 3 am mers, mă bucur, îl pun sus. Și cât mergem așa? Păi, lasă-mă, lasă-mă, mă încălzesc și eu, nu știu, da. Să nu, nu știu să extrag foarte bine radicală, vezi? Și noi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nu-i de aia. De aceea și-a făcut virgul, de aceea sunt decimale, da? Deci nu-i pătrat perfect, clar, că dacă ar fost pătrat perfect, spuneam cât este. 31 pun două, pun două zerouri, câte două? Îl dublăm pe 22.600. Face cât? 22.600. Nu cred. Nu, 2.26, nu? 2.26. Scoi 2.0. Dar nu, dar nu primește. Nu, mamă, 2.0-s acolo, ce cu tine? Deci, zerouri se pun, Miruna, zerouri se pun numai la 226. Numărul de care se extrage. Da? Da. Deci 226. 226. Se dublează numărul de sus. Și mai pun un număr. În 31 vine 2000 și ceva. Ca 2 în 3. Ca 2 în 3 odată, da? 1 ori 1. 2261. Ne oprim, da? Da. Poate să ne oprim. Deci 31, da? Da. 11,31. Da. Deci aș spune așa, că radical din 128 este aproximativ egal, nu pentru să spun egal, corect. Că n-am mers eu până la adânci bătrânețe, să lași la nepoș și așa mai departe, că nu se termină niciodată extra asta. Știți bine, nu? Da, da, da. Or, aproximativ egal cu 11,31. 11,31. Deci, acesta este aproximativ egal. Cu o precizie de nivel de sutime. Da? De sutime. Că am neglijat miimile. Că după sutim vin miimile. Deci eu am neglijat toate miimile și am dat o precizie de sutime. 31 de sutimi. Deci numărul acesta are 11,31. Altfel spus, cu precizie de o sutime. Cum să asculte greșițiu? Extrageți rădăcina pătrată cu aproximație de o zecime prin lipsă. Adică deci cu aproximație de o zecime prin lipsă. Prin lipsă. Eu m-am oprit la zecime aici, la sutim, da? Da. Dacă vreți numai la aproximare de zecim, numai zecim, mă duceam spre aproximativ egal cu 11,30. Da, 11,30. Și acum prin lipsă? Și acum, prin lipsă de o zecime, așa mi-a zis, da. Cu aproximație de o zecime, prin lipsă. Deci, cu aproximație de o zecime, prin lipsă. Dacă spun așa, voi spune aproximativ egal cu 11,2, da? 1,2. Că am dat-o cu o aproximație de o
zecime, de o zecime prin lipsă. Uh-huh. Adică am neglijat o zecime. Eu aveam până la o precizie de 3 zecimi. Precizia mea era 11,3, până la 11,3 zecimi. Da. Dar zice, prin aproximativ de o zecime prin lipsă. Da. Adică mie nu-mi niciodată, zecimi, care e ordinea? Imediat după virgulă înseamnă zecimi. Zecimi, după aceea sutimi. Sutimi, ascultă. Miimi, următoare. Zecimi de miimi. Motivul, vreau să-l înțelegi bine, Miruna. Eu când zic așa, Miruna, 2,371, eu zic că este vorba de 2 întregi, plus 3 pe 10, 3 zecimi, plus 7 sutimi, plus 1 miime. Ca să înțelegi, și am mai explicat o dată, dar o explic nu numai pentru tine și pentru prietenii noștri, trebuie să înțelegi așa, că 2 întregi, deci este 0 pe dreaptă, 1, hai să le iau așa, 1, 2 întregi, nu am ajuns la al treilea întreg. Pe al treilea întreg, ideea e 2 și plus altceva, pe al treilea întreg îl împart în 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, așa, 10, sunt 10, nu? Da, da. Din aceste zecimi, iau una, două, trei, iau cele trei zecimi, așa îmi spune. Deci trei zecimi, adică întregul a fost împărțit în 10 și noi am luat mai trei. Trei zecimi. Așa spune o fracție. Deci numitorul îmi indică în câte părți se împarte, iar numărătorul spune câte părți de acelea am luat. Trei zecimi. Acum atenție. Acum ai de parte pe la 7 și... O să... Nu. Nu te grăbi. Nu mă duc să iau pe a patra zecime. Deci nu iau pe a patra zecime. A patra zecime, Miruna, a patra zecime, asta de aici, închipuiți că e foarte mare și iau o vedem așa, pe a patra zecime. O împărțim la rândul în 10. Deci pe asta o împărțim la 10. Că fiecare în 10, 10, 10, așa pune o mâna pe sutimi. Deci acum împart în câte am spus? 10. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, atenție multă. Am o stare salut. Eu nu să... Nu mă obic dacă mă poți aștepta. Da, mă aștept aici. Da? Cât e ceasul acum? Fără 10. Împart pe asta în cât în cât am zis eu că împart pe asta în 10. Vedeți că am luat-o eu pașa împărțit în 10. Și din aceste 10 nu aș fi putut împărți aici. Cred că nu mă mai ajut să împart pe asta. Pe a patra în 10. De ce am luat-o și am mărit-o la scară mai mare? Și atunci am luat una, iau câte din ele? Iau 7. 7 din astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar pe a 8-a, Miruna, o iau de o parte. Pe a 8-a, o iau de o parte. Și o împărțim. Pe a 8-a e din nou în 10. Deci s-o împărțim prin 100, că ia... Aici am 7 sutimi, Miruna. Pentru că fiecare 10 împărțită în 10, 10 ori 10, 100 fac. Exact. Da? Sutimii din aia deci, împărțită iar în 10, deci, iar să acum eu mă duc spre miimi. Pentru că pe asta deoparte, am luat-o deoparte și o împart în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și din ele iau doar una. Din ele o iau doar pe asta. Da? Doar am luat-o doar pe asta. Iar dacă ar mai fi fost zecimi de miimi și ce, pe a doua, o luam deoparte și ar împărțeam în două. În 10. Am o întrebare. Acolo pot să spun că e aproximativ egal 11,31 de zecimi?
11, virgule? Nu, nu, sus, sus, la exercițiul nostru. 11, 31, și 1, cum v-a dat inițial, de 10, de 10, pot să 31 zic? De sutim. De sutim, pot să zic, nu? Deci 31 de sutim, că zecim nu poate să fie mai mult de 9. Deci, mai mult de 9 nu poate să fie. Răspunsul în cartier e 11,3. 11,3, da. Gândeam că poate a luat numai 1 ăla de la 31. Deci au zis 11,3 și atunci înțelesul este, mai citiți încă o dată. Deci, extrageți rădăcina pătrată cu aproximație de o zecime prin lipsă. Deci, aproximări de o zecime prin lipsă. Adică, nu mai iau dincolo de zecime. Dincolo de zecime nu mai e nimic în pătrată. Numai până la nivel de zecime putea spune. Deci, înseamnă bași. Că răspunsul aici este bun 11,3. Deci 11,3, dacă așa spune acolo. Da. Pentru că eu am înțeles așa. Prin lipsă, după ce am aproximat cu o zecime, să dau înapoi. Nu. Și de ce am dat eu din 3, am dat o zecime, o zecime înapoi. Deci, nu. Ideea este, deci, este așa. Deci acum ați explicat, domn profesor, din nou, ascultă. Deci autorul, noi am fi avut foarte multe, zecimale. Foarte multe zecimale. Am avut, așa am avut sutim, mim, zecim de mim, sutim de mim, și așa mai departe, mim, zeci de mim, da. Și așa mai departe. Ei bine, când autorul a zis, până la nivel de zecimi, până la nivel de zecime, ne grijesc tot de după ea. Asta înseamnă. Da, deci de ce? Deci până la nivel de zecime. Dacă spunea până la nivel de sutim, după unul deglijam tot. Da, nu mă mai interesa de după sutim. Deci 11,3. Pentru că eu nu mai iau în considerare sutimile de dincolo, sutimile, da? Tot ce după 3 lipsă. Deci rămâne numai până la nivel de zecimi. Da. Deci 11,3 s-a aproximat prin lipsă, adică 11,3. Nu, nu pe el. Deci el a fost aproximat la nivel de zecimi, dând deoparte tot ce urmează după el. Ai înțeles? Adică te oprim după zecimi. Atât, la nivel de zecimi. Într-un limbaj așa, ne oprim la nivel de zecimi, la prima cifră. Ia hai să o facem pe următorul, domn profesor, că poate înțeleg mai bine așa. Hai te rog, să fac eu, da? Radical din 345. Radical din... Hai, mulțumesc că avem timp. Radical din... Acum vă... Deci, radical din... Deci, luați cartea, adică te la... 345. Hai să lucrăm. Cine e radical? Deci, vei. Eu. Radical din 345. Extragem, da? Eu. Deci, copii, extragem... virgulă, zecimea și sutimea, ca să putem să dăm și să vedem exact, da? Deci o să fie... 0,0 și 0,0, dacă vrem la nivel de... Da? Ați înțeles, Vici? Da. Am pus 4 de 0? Da. Okay. Hai, cine știe? Hai, Lizzie. Am făcut 1. 1. 1. 1. 1. Egal 1. 245, dublăm și dă 20 și cât? 9. 29? Da. Bă, să facă cineva pe calculator. Cât? 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 29,9. 261. A, deci 28,8. Egal cu, ziceți, copii. 224. Deci 8 e bun. Punem 224. Scădem. 1, 2. Coborăm primul set, da? Punem virgula ca să-i coborăm, da? Dublăm. Dublăm de 18. Ziare. 36. 360 ceva oricât să dea, să încercăm cu 5, cred. 360. 1825 de cu 5. Cât? Deci nu este bun. Ba da, este bun. Deci dacă mulțim cu 5, este 1825. Da, cu 6. 2196. Nu e bun, cu 5. Vedeți? Vedeți cine deștept așa. Cât dă? 1825. 1825. Scădem 5, 7, 8 din 10, 2, da? Naiba, am fost bine, nu, copii? Da. 0,0, da? A mers 5-ul, dublăm. 370. Ziceți. 5,
6 chiar? 1850, dacă nu, dacă 1850. Nu, cu 7, aș vrea. Cu 7, 345, Miruna, este egal, e aproximativ, nu egal. Aproximativ egal. Tași, măi, 18,57. Dar noi vrem să aproximăm la 10,5. Și aproximativ, prin lipsă, 18,5. Ha? Ați dat pe fără de păie de-a urmă? Nu i-am dat, n-am dat. Deci 18,5. Prin lipsă, da? Da, asta trebuie să faci. Acum vezi, Adi, e ceva diferit la punctul, la următorul exercițiu 7. Imediat, acum mă uit eu. Ce? Ia șterge tabla. La 5 e la fel. La fel, trebuie să lucrăm ca să înțelegeți. Vezi, dacă la 5 e la fel. Extrageți rădăcina pătrată cu aproximație de 1/100 prin adaos. Așa. 1/100 prin adaos. Așa, acum. 1/100 înseamnă la a doua decimală. Nu? Dacă noi ne-am oprit la... Și noi o calculăm și pe a treia, nu? La, nu. Dacă ne-am oprit la 57, da? 1/100 până a doua, înseamnă 58. Așa-i zici, mă, 58. Dar deci, mai trebuie să folosim încă una. 1/100 până a doua. Sutimea, ne-am găsit sutimea, nu? Deci am găsit până la nivel de sutime. Deci prin 1/100 prin... 1/100 prin adaos. Prin adaos. Adică adăugăm 1/100. 58, da. 58, nu 60. Tu ai zis 60. Da, 58. Da. Bine, bun. 7 e diferent. Trebuie să-l faci. Așteaptă să-l facem pe măcar unul din ăsta. Da. 5. 5 de la 42. Radical din 279. Vreau să înțelegi bine, Miruna. Aici am 1/100. Radical din? 279. 279. Cine vrea să extragă? Radical din 279, se ocupă cineva și îl extrage. Te rog, Adi. Da. Cu 1. Deci este egal cu 1. Deci, așa ai zis, 1. 1 ori 1, 1, 1 și rămâne 1. Da, coborăm 79 și o să îl dublăm pe 1. 25, 28. Și 6. 26. Da, 26. 6 ori 6. Da, 156. Da, face 156. 3. 23. 6 îl punem aici, punem virgula, adică. Da, punem virgula, îl dublăm, da. 32, da. 320 și cât, parcă 351, mai mult. Mai mult? 326. 27. 7, da? Da. 7 ori 3, 21. A, de ce controlăm? 289. 7 ori 7, 49, 9. 2289. 1, 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 1
34. Oricât să facă, dacă am pus o cifră, fac și 3000 și 1000. E 0. 0 atunci, da? 0. Și mai punem 2. Deci ne ducem, mai facem o decimală? Păi face o aprobă de antrenament, așa se zice. Deci atenție ce am făcut aici. Am mers 0 ori, am pus 0 sus, am băgat 2 0 ori, a apărut numărul ăsta, 3300, și dacă îi pun o cifră, vine 33.000. 33.000, 910.000, cam de 3 ori. Da? Deci trebuie să spun 3 ori 3. 3 ori 3, 9. 3 ori 0, 3 ori 4, 12. 3 ori 3, 91, 10. 3 ori 3, 91, 10. 1, 9, 7,
9, nimic. 3 la mers? Da. Deci iată că radical din 279 este aproximativ egal cu 16,703. La o sutime prin adaos. 16,71. 16,71. Ai interesat din? Că dacă ar fi, dacă ar fi fost numai atât, fără să a fost la aproximații până la o sutime, până la nivel de sutime, ar fi fost 7. Dar că zice, prin adaos cu o sutime, 71. Da? 71 și cu asta. Bun. Și mai avem 7 de la pagina 42, câte un model din fiecare, domn profesor. Aflați cel mai mare număr întreg. Deci aflați cel mai mare număr întreg. Da. Mai mic sau egal decât radical din 17. Radical din 17. Păi radical din 17 cel mai mare număr între 4 și... Deci radical din 17. A spus bine, este de 4. Mai mic decât 4 și mai este și de 5. Între 4 da. Și 5. Da. Deci, este parcă, aș spune că 17 și cuprins între da, 16 și 25. Să aflăm cel mai mare număr 5. Întreg, mai mic sau egal decât? 5-4. Mai ma- cel mai mare număr întreg. Așa. Mai mic sau egal? 5. Cel mai mare număr întreg. Mai mic sau egal? 5. El să fie mai mic egal. Pentru că egal ar trebui să fie egal, ar trebui să fie radical din 16 ca 4. Să fie egal. 4 zice sfârșit. Da. Atenție. 4. 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 Dacă nu citim cu atenție acolo, nu înțelegi și de ce ne grăbim. Ia să spune. Aflați cel mai mare număr întreg, mai mic sau egal decât? El să fie mai mic, egal decât radical de 17. 4. 4? Tu te duceai la 5 și... Dacă le străgeam pe radical din 17 și de ea mai aproape de 5, deci tot la 4 ne ducea. Deci tot la 4. Puteam zice 4,99. Aha, tot la 4 tot la 4. Ai înțeles, Miro? Deci dacă ar fi așa, radical din 24, da. Radical din 24, doi. Cel mai mare număr întreg apropiat de 24, tot 4 este. Da, și la, dacă ar fi zis 24,9999, uh-huh. Deci nu mă duc până la 25, tot 4, tot 4 este. Ai înțeles, Miro? Cel mai mare număr. Mai facem unul. Și radical din, minus radical din 351. Hmm? Minus radical din 351. Hai să facem așa. Îl extragem, da? Radical din 351 este egal cu... Avem o oră, domnul profesor. Mă opresc? Cât? Avem 57. Nu, terminăm. Facem asta. Și asta. Da, da. 1. Deci face 1. Rămâne 3 minus 1, 2. Da, deci... hai să extragem repede. Cine... Tudor mă ajută. Avem 1. 1 și 2 coborâm 51. Da. Nu dublăm pe 1, dă 2, 20 și cât ori, 251. 25. Ați uitat să scoateți pe 1. Deci l-am pus pe 1 aici, nu? Nu. Jos, 251. Nu 251, da, corect, da. Corect. Și aici doi. L-am dublat pe 2. Și merge de 5 ori. Da, 5 ori. 5. Mai mult. Nu mai multe ori. Mai multe ori, da? 7, nu, mai multe ori, 7. 10, 9. Dar chiar de 10 ori merge. 10. De 8 ori intră. Pentru că 28 ori de 224. Nu, din 9 ori. Din 9 ori, 10 ori, 210 ori, 10. 9 ori, 9 ori. 9, 81, 1. Da, ba nu, că dă mai mult decât 251. 9, 18 cu 8, îl depășești. Este de 8 ori. De 8 ori, bine. 8 ori. Și dă 224. 224. 4 din 11. 7, nimic. 2, da? 2 din 5, din 4, 2. Un punem pe 8 sus. Noi 17. 18, da? 18. Un 3, virgula, un 2 zerouri. Da, 36. 36. 7, 8 chiar.
Cam cât să fie? Cam 3 în 27 de 8 ori? 368 ori 8, 2944. Nu, prea mare. 7, domn profesor. 7, da? 7 ori 7. Hai calculatorul, băieți. 2569. Ai greșit. 69. 7 îl punem aici. Bun. Iată acum îți punem aproximativ, mă opresc la o zecime, la nivel de zecime. Că radical din 351, radical din 351 este egal cu 18, aproximativ egal. Da? 18,7. Scrie și chestia asta. Deci, radical din 351 înseamnă că e cuprins, fiindcă e 18 și ceva, e cuprins între 18 și 19. Da? Între 18 și 19. Da, și orice vreau să... Înmulțim cu minus 1 inegalitatea. Dubla inegalitate, că noi am avut minus radical din... Nu l-a spus bine. Dar trebuie să pune aici acolo. Nu. Inegalitate minus radical... Acum dacă am înmulțit cu minus 1, iese. Uite-o. Între minus 18. Deci radical între 5 este între 18 și 19. Da, minus 19. Da. Eu aveam nevoie de minus radical. Ai înțeles? Ieșițul mi-a dat minus radical, nu a fost așa. Exact, minus radical din 351, da. Noi am avut să-l plasăm pe minus radical din 351 cuprins între 5 și cine. Și nefiind, noi am plecat cu radical în 351. Da, da, da. El am lucrat. Ei, minus înseamnă minus 18, mai mare, acum e momentul important, se schimbă, da, mai mare decât minus radical din 351, care e mai mare decât minus 19. Aha. Și acum, ordinea o așezăm. Cel mai mare număr între. Atenție, ordinea o așezăm. Minus 19, mai mic decât minus radical din 351, care e mai mic decât minus 18. Și ce spune? Cel mai mare număr întreg. Deci, ce calitate? Aflați cel mai mare număr întreg, mai mic sau egal decât? Cel mai mare număr întreg, mai mic, el să fie mai mic. Mai mic sau egal? Minus 18. Minus 19. Deci, exact. cel mai mare număr întreg, mai mic decât radicalul. Da. Este? Hai să fie în stânga radical. Minus 19. Deci el să fie... Cel mai îndepărtat. Da? Deci el fie în stânga. E cel mai îndepărtat. Da, înțeles. Zero. Dacă e, să gândim așa. Sigur că da. Dar sunt mai multe numere mai mici decât minus radical 351. E și minus 20, minus 21, da, minus 22. Atenție, autorul spune așa. Dintre toate mai mici decât el, luați-l pe cel mai mare, mai apropiat de zero. Deci și minus 20 este mai mic decât minus radical din 31. Și minus 21, minus 22, minus 23 și mai departe. Toate sunt mai mici. Dar dintre toate, luați-le pe cel mai mare. Și cel mai mare, nu-l pot lua pe minus 18, că l-a depășit. Minus 18 sare dincolo de minus radical din 31. El trebuie să fie mai mic. Mai doi un exercițiu? Da, câte 6 că se așteaptă și de aici. Este 1 și 3. 8 și 10 avem. Da, nu avem timp. Mai am văzut cu ăștia, nu știam ce. Tăiem, domn profesor, oprim? Da. Oprim, hai.